Cea de-a patra ediție a Târgului de Nunți din Dâmbovița, desfășurată în perioada 22-24 februarie, are ca drept scop atragerea cât mai multor vizitatori ce doresc să ia parte la un asemenea eveniment, dar și cei care plănuiesc să-și unească destinele. Evenimentul va avea loc la Casa de Oaspeți din municipiul Târgoviște, unde totodată cei care vor fi prezenți vor putea asista la un program ce va include atât un spectacol inedit, cât și concursuri urmate de premiile bine meritate. Târgul de Nunți din Dâmbovița are ca și obiectiv atragerea câtor mai mulți expozanți, vizitatori. La ediția a treia a Târgului de Nunți din Dâmbovița s-a înregistrat un număr de 1743 de vizitatori, cu 67 de vizitatori mai mulți față de ediția a doua precedentă. De asemenea, în cadrul conferinței în care s-a promovat întregul eveniment, organizatorii au ținut să precizeze faptul că tinerii ce vor fi prezenți la deschiderea Târgului de Nunți vor putea urmări artiștii îndrăgiți care vor asigura o atmosferă pe cinste printr-un program muzical bine organizat, precum Nemuritorii, Dora Ungureanu, formația Hanoroc și mulți alții. Pe de altă parte, acest eveniment va fi însoțit și de un concurs pentru cei care vor fi prezenți. Mai menționăm un concurs în care se acordă 200 de vouchere cadou pentru o fotografie demonstrativă de nuntă, cel mai frumos cuplu. O paradă de modă va fi în premieră, o firmă producătoare din Iași, Wedding Day, pe o colonă sonoră a maestrului Felix Golbach, solist clarinet, clarinet bas din trupa Gold Music.